poveste. O poveste despre un băiețel cu părul albastru. O poveste despre un băiețel pe care îl cheamă Eros și de care poate ați auzit. Este o poveste plină de aventură, de suspans și de trăiri intense. Eros pleacă de acasă pentru a salva lumea. El călătorește prin cele patru văi magice, prin Valea Răbdării, prin Valea Generozității, prin Valea Iubirii și prin Valea Recunoștinței. Își face prieteni noi, Roa, Pac și Mac, Sucre, Alpi, și împreună reușesc să salveze lumea bună. Dar acesta nu este sfârșitul poveștii. Povestea continuă. Și continuă cum probabil că ați auzit, cu Misterul de pe insula Zboicornilor. O carte care este practic o rampă de lansare către noua serie de călătorii ale lui Eros. De această nouă serie de călătorii ale lui Eros, mă bucur să vă spun că începe cu această nouă carte, care se numește Eros și Lumile Nevăzute. Eros și Lumile Nevăzute, o carte pe care o prețuiesc foarte mult. Pentru că deschide o nouă poartă către posibilități incredibile pentru mine ca autor, dar și pentru personaje. Eros ajunge în lumi care sunt, pot să spun, paralele cu lumea bună în care trăiește el, dar sunt lumi care sunt legate între ele și pe care Eros are o nouă misiune importantă de a le salva și de a le aduce în echilibru. Astfel că el va trebui să călătorească pe rând în aceste noi, prin aceste noi porți, să întâlnească personaje noi, să întâlnească provocări noi și în acest fel să crească și să înțeleagă mai bine multe lucruri importante. Această carte are un farmec aparte pentru că, în sfârșit, Eros trece într-o nouă etapă a vieții lui, se maturizează, el este deja un băiețel mult mai înțelegător, a căpătat deja multe virtuți, poate rezolva lucrurile altfel și totul este cuprins într-un umor dat în special de Sucre și de noile personaje care apar în poveste. Și mă refer aici de cei pe care îi vedeți pe copertă, sunt cei doi bacaroni, care sunt un fel de căpcăuni, un fel de uriași, ei păzesc o intrare unde Eros trebuie neapărat să intre. Apoi îl avem pe Bo. Bo este personajul preferat al copiilor. Din tot ceea ce am discutat cu cei care au citit cartea deja, Bo este preferatul lor. Bo este un personaj deosebit prin faptul că este un animal creat, care nu există și care vine dintr-o lume, se numește Burgonia. Este o lume în care locuitorii acestei lumi comunică doar prin privire. Mi s-a părut interesant să introduc o astfel de lume în care locuitorii sunt atât de legați și atât de bine ancorați în cine sunt ei cu adevărat, încât pot să comunice prin privire. Nu au nevoie de cuvinte. Cuvintele care pot fi de multe ori înșelătoare. Privirile sunt mai greu de ascuns. Iar Bo, dintre toți acești locuitori ai ținutului numit Burgonia, este singurul care știe să vorbească o altă limbă, o limbă pe care poate să înțeleagă și Eros, și asta pentru că el este capabil să creeze niște portale de călătorie între lumi. Și e o poveste cu el, se explică acolo când el era mic, a creat astfel de portale înspre lumea bună, el fiind îndrăgostit de flori, îi plăcea să mănânce flori de tei și se tot ducea în lumea bună și astfel auzind oamenii vorbind, a învățat limba lor. Dar burgonii comunică doar din priviri și ca să fie și mai amuzant, ei au doar două expresii pe care le folosesc. Una este dam-dam, care înseamnă da, și una este no-dam-dam, care înseamnă nu. Și o să vedeți ce cascadă de umor rezultă din toate aceste lucruri. Apoi, după ce ei ajung în Burgonia și îl cunosc pe Bo, vor trebui să călătoresc practic în lumea care dă titlul acestui volum, care se numește Palavra. Scrie aici jos, volumul 1, Palavra. Și cum probabil v-ați dat seama, este o lume în care oamenii vorbesc foarte mult. Este practic opusul a ceea ce se întâmplă în Burgonia. Aici oamenii vorbesc foarte mult
Și majoritatea lucrurilor pe care le spun sunt lucruri care nu au sens, nu au rost, este multă pierdere de timp, nu se comunică din suflet, nu se comunică din priviri, oamenii au ochii mici, urechile mici, pentru că nu ascultă, și gurile foarte mari. Și aici se întâlnesc cu noi personaje foarte interesante, cu regele vorbă lungă, cel de-al treilea, cu avea un om de știință care vorbea foarte mult, pe care îl chema Vasile Vladu și care construise un aparat, vorbitronul, un aparat foarte mare, ca regele să poată să vorbească cu toți supușii lui deodată. Au o aventură foarte interesantă legată de acești bacaroni care păzesc o intrare pe unde ei trebuie să treacă și să vedeți prin ce chip găsesc ei o metodă de a se împrieteni cu bacaroni și de a-i convinge până la urmă să-i ajute. Și pentru prima dată în cărțile mele apare un presupus personaj negativ. Am considerat că cartea a căpătat o maturitate destul de mare, astfel încât să pot să introduc un astfel de personaj. Încă nu știm exact ce reprezintă acest personaj, nici eu nu știu foarte bine și sper să se controleze mai clar ideea în cărțile care urmează, dar el arată în felul următor. Este îmbrăcat în negru, are o privire întunecată, este misterios și face parte dintr-un grup care se numește Vânătorii de Vise. E, pentru a înțelege mai bine cine sunt Vânătorii de Vise, ce legătură au ei cu Eros și cu turnurile cunoașterii, va trebui să citiți și cartea care precede această nouă serie de cărți cu Eros, care se numește Eros și Misterul de pe Insula Zboricorilor, pentru că aici se explică clar care este legătura dintre Eros și turnurile cunoașterii. De ce Eros pleacă în această nouă călătorie? Pentru a proteja aceste turnuri ale cunoașterii de niște forțe necunoscute care erau în legătură cu acești vânători de vise. Aceste forțe își doreau să cucerească turnurile cunoașterii pentru a pune în ele cunoașterea pe care ei și-o doreau ca oamenii să o aibă. Și astfel devine foarte interesant, pentru că toate valorile pe care Eros le cucerise puteau să fie transformate. Răbdarea să ajungă să nu mai fie prețuită și prețuită să fie nerăbdarea. Generozitatea să nu mai fie prețuită și să fie prețuită zgârcenia. Și toate lucrurile și valorile să fie întoarse invers. Ceea ce cred că în mare parte se reflectă cumva în lumea în care trăim noi, unde multe dintre valorile importante sunt răsturnate. Și cred că stă în puterea copiilor noștri de a readuce valorile în ordinea lor normală și de a le proteja. Și scopul meu cu aceste cărți, scopul principal cu aceste cărți, este ca cât mai mulți copii să înțeleagă că ei au puterea și posibilitățile de a aduce această lume în echilibru. Dacă noi nu putem să o facem, atunci haideți să-i ajutăm copiii noștri să o facă, pentru că ei vor moșteni această lume care nu ne aparține nouă, ci le aparține lor și copiilor lor. Despre asta este vorba, asta devine misiunea cea mai importantă a lui Eros, de a salva lumea la un alt nivel, de a proteja în continuare valorile care ne fac oameni. Despre asta e vorba, de a proteja valorile care ne fac oameni. Și de ce să nu fie această aventură una și amuzantă și interesantă și care expune și mai mult prietenia și cât de important este să faci lucruri împreună cu prietenii tăi, împreună cu cei din jurul tău și nu singur. Sper să vă placă această nouă carte cu Eros, care deschide, cum v-am spus, o nouă serie de călătorii, de aventuri. Este prima din cele 7, sper eu, care vor fi în acest ciclu. În primul ciclu a fost 4, acum sper că vor fi 7. Dacă nu vor fi 7 și vor fi 6 sau 5, sper să nu vă supărați pe mine. Dacă vor fi 10, sper de asemenea să nu vă supărați pe mine. O să fie cât o să simt nevoie sau cât o să consider că Eros mai are ceva de spus și de adus în această lume frumoasă. Vă urez multă sănătate și rămâneți mereu aproape de cărți. Spor la citit!